Bună seara! Dilemele zilei, bine ne-am regăsit! Avem cel puțin un candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu și anume Florin Cârciumaru de la PSD. Nu știu dacă este sau nu o surpriză, sau ca să îl citez pe domnul Cârciumaru, o surpriză, această candidatură. Domnul Cârciumaru și-ar fi dorit să ajungă în Parlament, dar a anunțat că s-a gândit bine și va mai candida pentru un mandat aici la Târgu Jiu. O să vedem de ce a hotărât să candideze Florin Cârciumaru la primăria municipiului Târgu Jiu pentru încă un mandat la cele multe pe care le are, deși pregătise un membru al partidului pe vicele Aurel Popescu pentru a candida. S-a hotărât, iată, pe ultima sută de metri să candideze tot dumnealui. Ei bine, nu doar la PSD sau nu doar la primăria municipiului Târgu Jiu se întâmplă lucruri. Se întâmplă și la complexul energetic Oltenia, acolo unde mulți s-au bucurat că au scăpat de managerul, așa zis, privat Laurențiu Ciurel, fost vicepreședinte care a revenit la PSD ulterior demisiei, ulterior destituirii din funcție. Ei bine, s-au bucurat că domnul Laurențiu Ciurel, cel care adusese complexul energetic Oltenia în 2014 pe pierdere, cel care a disponibilizat vreo 2100 de angajați, cel care a trimis în șomaj tehnic alte câteva mii de salariați și care a făcut angajări pe pile, în sfârșit a plecat de la companie. Au venit alții, sau mai bine zis, a venit altul în fruntea aceleia și cete de directori. Și ce face noul director, Laurențiu Ciobotărică? Exact ce făcea domnul Laurențiu Ciurel, pregătește câte o angajare și chiar o face pe aici, pe colo. Cum o face? Exact cum o făcea și fostul manager privat. Fără vreun concurs, fără a anunța dinainte un post. Cum selectează, pe cine selectează, nu mai contează, doar dumnealor decid, pentru că sunt șef, nu? Și își permit să facă acest lucru. Ei bine, o doamnă, domnișoară din Târgu Jiu, dar de ceva vreme la capitală, absolventa unei facultăți private, este pregătită pentru un post de conducere, și anume de director la resurse umane, într-o companie cu capital majoritar de stat. Cine a ales-o pe Duduie și de ce, nu ne spune nimeni deocamdată, pentru că, repet, nu a fost anunțat în prealabil că postul este disponibil, nu a fost scos la concurs un post la departamentul respectiv, dar se pregătesc prin dos niște angajări, așa cum am văzut că s-au făcut și pe vremea lui Laurențiu Ciurel. Și atunci ne punem întrebarea, ce s-a schimbat în afară de Laurențiu Ciurel la complexul energetic Oltenia? Încercăm să aflăm. În această seară, la dilemele zilei, doamna Mădălina Ciolocoi de la Partidul Național Liberal, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și de la Mișcarea Populară, domnul Aurel Slapciu, mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Mulțumesc, bună seara. Vreau să îi rog pe colegii din emisie să ruleze, dacă au pregătit materialul cu ce matrapazlâcuri fac noi sau foștii și încă actuali directori la complexul energetic Oltenia, și revenim apoi cu discuția, bineînțeles. Angajăm pe cine avem chef. Acesta pare a fi principiul de selectare a personalului în cadrul complexului energetic Oltenia. Conform cotidianului Pandurul, actuala conducere a companiei a pregătit aducerea unei tinere absolvente de facultate particulară în funcția de director al Departamentului de Resurse Umane. Postul nu a fost anunțat ca disponibil și nu a fost scos la concurs. Conducerea CEO nu a oferit un punct de vedere legat de modul în care a fost selectată Petra Patricia Pătrașcu să ocupe funcția de conducere la producătorul de energie electrică. Bonjour, domnilor. Bonjour, mamzelle, luați distanța legală. Poftim, poftiște, domnișoară. Cine vă recomandă? Cine să mă recomande? Vocea și talentul meu.
Tânăra anunțată ca viitor director în complexul energetic Oltenia a absolvit o facultate particulară și a fost angajată la IBM printr-o firmă de recrutare. Angajarea este una controversată, conducerea companiei energetice continuând politica de angajări netransparente și fără a respecta legislația în materie. Fostul manager Laurențiu Ciurel a fost acuzat că a angajat persoane pe criterii politice, aspect cercetat în prezent de procurorii DNA, care au și dispus începerea urmăririi penale pentru abuz. Da, am văzut. Se pregătește cel puțin o angajare, se pregătesc de fapt mai multe angajări la complexul energetic Oltenia. Nu ar fi o problemă dacă într-adevăr ar fi nevoie de oameni competenți și într-adevăr ar fi selectați, atenție, selectați în mod corect cei mai competenți oameni. Numai că, iată, se află pe surse că se fac angajări și angajările acestea se fac după cum au chef domnii director, după cum are chef cel care l-a înlocuit pe Laurențiu Ciurel, tot Laurențiu, dar Ciobotărică, sau poate alții. Nu știm cine îl manevrează pe domnul Ciobotărică sau nu avem toate informațiile în momentul de față, doamna Ciolocoi. De ce se ajunge mereu, fie la complexul energetic Oltenia, fie la alte unități ale statului român, ca unii oameni ajunși în funcții să decidă pe cine angajează, cum angajează, fără a respecta o legislație, pentru că există o legislație în țara asta, există și niște criterii, există și un bun simț, dacă vreți, numai că oamenii ăștia, iată, nu țin cont de nimic. Dacă vor să angajeze pe cineva, angajează. Eu vreau să vă spun că există și niște indicații sau niște sesizări ale Comisiei Europene în legătură cu selectarea prin ordonanță corporatistă a personalului de conducere din marile companii. Și la ultima descindere, să zicem, a reprezentanților europeni în România, s-a atras atenția asupra procedurilor și asupra modului cum se fac aceste recrutări de personal de conducere în marile companii. Acum am înțeles că domnișoara sau doamna respectivă are ceva experiență fiind angajatul IBM-ului o perioadă. Nu, atenție! Este angajată de o firmă de recrutare. De recrutare. Nu este angajată, nu a fost luată de IBM și pusă într-un post. Într-adevăr, se ocupă de resurse umane, selectată fiind sau angajată fiind de o firmă de recrutare. Recrutare. Am înțeles. Problema este că nu se respectă ceea ce avem ca legislație de recrutare sau de angajare în funcții cheie ale acestei companii și aș vrea să vă atrag atenția asupra problemelor pe care le au deja cei de la Hunedoara, pentru că cei de la Hunedoara deja au fost declarați în insolvență, din câte știu eu. Acum rămâne de văzut cum va fi condus complexul energetic Oltenia. Știți ce mă deranjează pe mine? Și am văzut și o statistică. Știți că majoritatea tinerilor sau oamenilor capabili, competenți, sunt dați la o parte pentru că nu se susțin astfel de concursuri în funcții importante. Și aș vrea să vă spun că foarte mulți tineri capabili pleacă afară unde sunt recunoscuți ca și profesioniști și mai mult decât atât, acolo își întemeiază și familii, acolo își desfășoară toată activitatea, iar statul român care a pregătit, a investit bani în învățământ pentru acești oameni, statul român este dezavantajat pentru că ei ajung să ridice prin munca lor alte state în defavoarea României. La asta ar trebui să ne gândim la modul general. Pentru că văd că se rostogolesc aceste, eu știu, proceduri de angajare și
Nu se respectă nici măcar indicațiile sau sesizările Comisiei Europene și ale Uniunii Europene. Deci noi avem pretenția să fim europeni, să fim respectați în Europa de statele din jurul nostru, de statele lumii, însă noi nu respectăm și nu punem în aplicare exact legislația românească care trebuie să fie în concordanță cu legislația internațională. Deci facem ordonanță corporatistă pentru selectarea managerilor în companii, însă îi selectăm până la urmă politic, din câte se vede, sau la discreție, pentru că nu știu dacă este, nu cred că pot interpreta eu dacă este politic sau nu, numai că ar fi trebuit să se respecte procedurile de angajare, criteriile, absolut tot. Să vedem ce se va întâmpla, pentru că bănuiesc că în perioada următoare vor mai fi mișcări acolo la complexul energetic, dar eu v-am spus, dacă nu respectăm... Sunt și la DNA, pentru că săptămâna trecută confirmau reprezentanții anchetatorilor că există în cele două dosare sau în două dintre dosarele doi pe care dintre directorii le știm, de la complexul energetic Oltenia deja au fost audiați, am văzut și eu în mass media de astăzi, au fost deja audiați în dosarul domnului Ciurel la DNA Craiova. Deci asta nu, e ce am văzut. Doi dintre directori, să știți că au fost martori în dosarul pe care Laurențiu Ciurel l-a deschis împotriva unui jurnalist. Într-adevăr, a fost termen fost, astăzi da. La Mehedinți, la turnul sau Severin, la acolo Severin, unde, unde exact. Cei doi domni directori, foștea ghiotanța ai lui Laurențiu Ciurel, au mers în instanță, ca și martori, repet, și i-au plâns de milă exact de asta fostului trebuie să se manager ocupe. Privat. Domnișoara Stean, exact de asta trebuie să se ocupe cei doi directori acum. De declarații și mărturii atâta vreme cât complexul energetic... Și de consilierea exact. Psihologică a domnului Laurențiu Ciurel, am înțeles. Exact, asta e rolul dumnealor și pentru asta au fost selectați. Da. Domnule Slapciu, ce părere aveți de asta? L-am blamat pe Laurențiu Ciurel pentru că era... Eu știu, avea o atitudine nepotrivită față de angajați, pentru că îi umilea, pentru că făcea angajări pe pile, nu ținea cont de nimic atunci când punea oameni în posturi și iată, ajungem fără Laurențiu Ciurel în aceeași situație, adică angajările se fac tot așa. Luăm niște fătuci, că vrem sau că ne indică cineva și le punem în niște funcții fără să facem o selecție, așa cum ar fi normal, așa cum ar fi corect. Eu aș vrea să plec de la o simplă întrebare. Cum de cei din București tot timpul ajung să se angajeze în CEO și nu este prima domnișoară? Cum de au acces la informații înaintea dumneavoastră, chiar dumneavoastră, presa din județul Gorj, cum de pleci dintr-o firmă atât de importantă ca și IBM și vii undeva în CEO, în care știți foarte bine că în 2014 să vedem în 2015 cum sunt din punct de vedere financiar. Deci o întrebare pertinentă la care probabil că domnul Ciubotaric ar putea să ne răspundă. Adică iată, vin tineri din București, nu știu cât de profesionist e această domnișoară și probabil că nu mă îndoiesc de calitățile dumneavoastră, adică nu o cunoști. Poate, nu că, are ca... poate că într-adevăr are și... capacitatea dar de a conduce respectiva direcție. Dar cum a ajuns director resurse dar umane de ce, de ce nu ocupă postul respectiv în urma unui concurs, așa asta, cum este asta normal? Asta vreau să spun acum. Iar cealaltă întrebare pe care mi-ați adresat-o este una foarte simplă. Atât timp cât Laurențiu Ciurel a fost desemnat ca și manager al CEO și a creat o echipă. În momentul când a plecat, trebuia să plece cu tot cu acea echipă. Deci este, lucrul este foarte simplu. Adică ți-ai creat o echipă, tu ți-ai impus aceasta, tu ți-ai format această echipă. Păi, odată ce ai băgat puricile în cojoc, trebuie să-l scoți cu totul. Adică nu mai poți să-l mai lași nici pe domnul Ciubotărică, adică nu-l cunosc personal, nu știu care sunt calitățile dumneavoastră, dar ar fi trebuit să plece cu deci trebuia să plece, venea un manager și forma o echipă pentru că să poți să-l trai la răspundere într-o perioadă destul de scurtă, în condițiile în care funcționăm cu 11 grupuri, adică funcționăm nu știu la câtă capacitate, n-aș vrea să spun o prostie. Păi dar, că eolienele nu funcționează. Da, dar întrebarea se pune și am văzut astăzi în presă un lucru destul de grav din punctul meu de vedere.
după ce că oamenii ăștia vin și lucrează în condițiile în care lucrează, vin și le spui că în primăvară s-ar putea să intre în șomaș tehnic. Deci, dar facem niște angajări că nu sunt suficienți oamenii în complexul energetic, suficient specialiști. Așa ni se spunea tot timpul, că sunt angajați specialiști. Nu știu care, X, Y, Z. Și domnul Ciobotărică nu este un specialist. Tot aceeași metajă va rămâne în CEO. Că și dumnealui a fost selectat cândva, cumva. Nu știu cum a fost selectat. Probabil tot pe criterii politice. Nu știu. Este fostul director financiar sau încă director financiar, dar a preluat și atribuțiile directorului general. Iată că îți dă cu stângul în dreptul și domnul Ciobotărică. Deci, da, adică... Credeți că este posibil ca nu Laurențiu Ciobotărică să facă angajările în complexul energetic Oltenia, nu el să ia hotărârile? Păi atunci ce este pus acolo, domnul Ciobotărică? Dar v-aș întreba, păi, aș întreba altceva. Ne amintim și pe vremea lui spun, Laurențiu Ciurel, că mai existau ce s-a întâmplat atunci, niște oameni și pe lângă care aceeași, luau decizii. A rămas același nărav, ca să-i spun așa. Comisia de concurs era în altă parte. Da, aș vrea să vă spun un lucru destul de important și pentru mine este un lucru grav. Am luat niște doamne de la Minprest, în care nici măcar managerul de la Minprest nu le mai ține apărarea, nu le ia apărarea, și le-am, sunt, lucrează pe la Roșuța și pe la Lupoia. Ați văzut astăzi în presă, le-am luat de la lămpărie. Bine, domnule, lucrau la lămpărie, căldură, eu știu cum, în ce condiții lucrau. Deci știi, condiții foarte bune. Le-am dus în carieră undeva, la întoarcerea benzilor, eu știu foarte bine ce înseamnă asta, să dea la lopată. Foarte bine, nu mai au loc acolo de muncă, le-am dus acolo. Dar de ce să ne bate în joc că sunt femei și de ce să nu ne spun, doamne, te-am luat dintr-un loc de muncă unde stăteai mai bine, dar te duc într-un loc de muncă unde trebuie să te plătesc mai bine. Deci, un lucru destul de important și am văzut că nu se pune presiune, chiar nici presa n-am văzut să pună așa o presiune pe domnul manager de la Minpresa, îi spune, doamne, nu-ți bate joc de oamenii aia, pentru că au fost angajați, nu știu, lămpăria de la Roșuța, de la Lupoiaș, probabil în alte cariere, dar ai luat o femeie și ai dus-o la capul de întoarcere la unui circuit de bandă și ai pus-o la lopată. Bun, să știți că toată lumea de la lopată. Și eu am dat la lopată minerii, toată lumea de la lopată. Dar atunci creează un alt, creându-i un alt loc de muncă, dă-i și mai mulți bani. Adică nu poți să o ții cu acela salariu minim pe economie, probabil. Și deci facem o paralelă să vedeți că într-o parte lucrurile stau foarte, foarte bine și într-altă parte oamenii ia plâng că poate rămân fără un loc de muncă. Da, deci dacă ești eu, asta, acest principiu l-am, dacă ești foarte bun, răzbești oriunde, indiferent câți candidați ai împotrivă. Și eu cunosc exemple de tineri care au răzbit chiar în străinătate, plecând tot așa defavorabil, din poziții defavorabile, dar pentru că au avut capacitate și li s-a recunoscut această capacitate prin concurs și prin examen, au reușit să ajungă și au fost respectați și astăzi sunt bine mersi. Dar v-am spus. Dar trânjesc să vină în țară, doamnă. Știu, și dar problema este... Haideți, problema este că în țară posturile sunt ocupate așa. Exact. Adică punem un manager sau un director, noi șmecherii politici, și apoi ne răspunde la niște comenzi, adică angajează pe cine vrem noi, dă contracte cu lui, vrem asta, noi, zboară și așa mai departe. Domnișoara Stoian, ce interes au oamenii ăștia? Și-ar dori să vină în țară, și-ar dori să pună bazele unei afaceri. Ce interes au atâta vreme cât în țară nu le sunt recunoscute competențele, cât stau pe la uși și în fața lor intră pe ușa din dos, intră alte persoane. Și v-am spus, dintr-un studiu făcut și de Uniunea Europeană și la noi în țară de instituții, majoritatea tinerilor care pleacă își formează acolo familii, iar copiilor nu mai sunt români. Deci acceptă pentru a trăi bine, pentru a avea un nivel de trai bun, pentru a avea locuri de muncă respectabil plătite, rămân acolo cu familiile. Este un studiu care a apărut recent. Deci majoritatea celor care pleacă în străinătate își formează familia acolo, iar familiile lor și rămân acolo. Da, dar să vă spun un lucru. Chiar astăzi am discutat cu cineva care pleacă tot pe un contract, pe o perioadă determinată, după care, dacă îi convine, nedeterminată. Și vreau să vă spun un lucru și vă spun și pot să-l și documentez. Adică e plătit cu 6 euro pe oră, da? Într-o carmangerie la minus 5 grade. Deci, condițiile, vă spun, sunt destul de dificile. Plătește 195 de euro un pat.
Deci în cameră două femei plătesc fiecare câte 190 de euro. Li se iau 150 de euro pentru documente care se fac acolo și 85 de euro pe lună pentru transport de la Cămisa unde sunt cazați și până la fabrica respectivă, acolo unde videază pui și mă rog ce mai fac. Facem un calcul să vedeți că oamenii ăștia nu rămân cu 1500 de lei pe lună. Deci nu rămân. Dar și în țară condiții, probabil că n-au deloc. Da, asta e, nu vreau să spun că... Deci vreau față să spun că de și acolo nivelul sunt de la chinuiți, noi... Pentru că un neamț sub 2500-3000 de euro nu va lucra în condițiile astea. Da, exact. Și atunci, vă spun... Mâna de muncă ieftină. Discutam de Uniunea Europeană. Pe Uniunea Europeană poate câteva de țări ne-au împins sărăcia asta ca să poată să ne ia forțe de muncă că nu mai aveau. Nu mai spun de copii, vedeți ce se întâmplă prin Norvegia. Adică ne-au luat forța brută, forța cea mai bună. Pentru că au plecat foarte mulți tineri, au plecat oameni până în 50 de ani să lucreze. Și scăderea demografică a României se înregistrează tot din cauza scăderii... Am văzut acum în noiembrie, făcea tot o televiziune de casă, spunea că, uitați, în noiembrie au crescut vânzările, a fost un boom din ăsta în privința vânzărilor mai mare decât în 2008. Dar știți cum erau? Erau 2 metri în jos, așa un șanț, și după aia undeva sus. Făceau comparații chiar de televiziunea respectivă și arăta în toate țările astea dezvoltate că era o mică oscilație. Ei, atunci înseamnă că acel stat e un stat serios, sănătos, consolidat. Stabil. Din punct de vedere economico-social. Și mă mai spun și altceva. Faptul că au crescut foarte mult vânzările, uitați-vă că deja în piață, micile afaceri de la țară, chioșc, eu știu, magazinașe mici, s-au desființat. Și atunci, mari retaileri scot profitul afară. Da, adică muncim afară, trimitem bani în țară și noi, foarte ușor, ni se iau banii, în afară de ceea ce v-am spus mai înainte, și se exportă acel profit. Și noi nu ne alegem cu nimic. Deci eu cred că și Uniunea Europeană, în anumite țări, au vrut ca să ajungem aici, pentru că ne-au avut concurență pe anumite domenii de activitate, ne-au închis fabricuțele și acum ei au venit aici pe mini pe economie și mai auzim că, domnule, de ce e mini pe economie în România? Pentru că avem o forță de muncă foarte ieftină, pentru că la noi investițiile de 3 ani de zile nu mai există. Deci noi nu mai investim în nimic. Măsurile fiscale care au fost luate nu sunt unele rele, numai că atunci când am avut deficit bugetar, și asta am mai spus-o, nu am dus bani în investiții care să asigure stabilitate a locurilor de muncă, să asigure longevitatea acelor locuri de muncă. Într-adevăr a crescut consumul și este pe placul fiecăruia că poți să accesezi mai ușor anumite produse, chiar unele care erau de lux, numai că problema este că la un moment dat creșterea aceasta a consumului nu va mai face față, adică noi știți ce facem acum, practic PIB-ul României este dat din taxe și impozite, nu din investiții. Vreți să știți că foarte mulți români și-au scăzut conturile în bănci, deci nu mai fac cont în bancă, duc bani în consum. Adică s-a ajuns exact ca pe vremea când luai orice cu buletinul. Deci acum este, pentru că s-au micșorat anumite taxe și în special TVA-ul, omul este tentat să nu mai chivernisească un ban în bancă sau să-l introducă într-o investiție, să ia produse din acestea de larg consum. Pentru că s-au ieftinit, dar acest consum va avea, deci această mărire a consumului va avea undeva o barieră și de acolo nu ne vom mai baza pe creșterea consumului și pe PIB-ul strâns din taxe, impozite de pe această creștere de consum. Pentru că la investiții, modificarea fiscalității, de la o zi la alta, și am mai spus și repet, la câteva zile după ce Parlamentul a aprobat noul cod fiscal, după ce președintele a aprobat, a avizat noul cod fiscal și toată legislația în vigoare, s-au făcut 13 sau 14 modificări la codul fiscal. Adică tu ce siguranță îi dai un om de afaceri, și domnul Slapciu este în acest domeniu, ce siguranță îi dai, cum îl încurajezi? Îi spui, astăzi ai condiții bune pentru SRL, dar mâine modifică și dau condiții bune pentru, eu știu, PFA-uri, și atunci te schimbi de la o zi la alta, inclusiv cu politica de angajări și de cadre, pentru că fiecare firmă, oricât de mic ar fi, fiecare antreprenor își face un plan, inclusiv la angajați. Cum poți să ceri tu ca angajator, spre exemplu, la AJOFM să dai locuri valabile pentru angajare, după aceea îl angajezi și la 3 luni de zile îi dai drumul, pentru că nu mai poți să faci față, nu mai ești pe domeniul de activitate respectiv, nu mai ai legislația fiscală care să te avantajeze. Deci la noi instabilitatea
legislativă și nehotărârea în acest domeniu economic și neglijarea investițiilor ne-a dus în stadiu ca produsul intern brut să fie majoritar strâns din taxe și impozite. Atât. Deci al nostru nu se face din investiții. Aș fi vrut, dacă tot ați adus în discuție acest subiect, aș vrea să vă arăt un lucru. Din punctul meu de vedere este, nici nu știu cum să-l cataloghez. S-au mărit taxele și impozitele cu 16%, știm cu toții, da? Eu din municipiul de unde provin și locuiesc, în municipiul Mătru, avem câteva sate adiacente care nu au canalizare și chiar toate nu au apă curentă. Eu la înspirație unde desfășură activitate, la ora 10 se ia apa. Și pot să mă contrazic cu oricine prin telefon și... Aș vrea să vă arăt un document care pe mine m-a frapat. Un document al Curții de Conturi în care spune, știți foarte bine, că tot s-a bătut monedă de vreo câțiva ani de zile, câți au fost parlamentari, au spus, domne, SCU, ATA, MOTRU și este, vă spun și de ce e foarte important și aș vrea să aduc în discuție doar un minut această societate, cu capital 99% al primăriei municipiului Mătru, pentru că din 2012 și până astăzi, SCU, ATA, MOTRU a beneficiat din banii guvernului de aproape 175 de miliarde. Deci, haideți să o luăm așa puțin băbește. Ei au venit și spun... Gurilerele, că sunt o grămadă de oameni care trăiesc prin UATA, care nu au niciun fel de treabă, nici măcar cred că nu se duc la servicii. Și eu știu asta, dar nu mai contează acum. Populația are de plătit către SECE UATA de foarte, foarte mulți ani, în jur de vreo 200 de miliarde. Haideți să spunem că erau 176 de miliarde, din care aproape 60 de miliarde sunt penalități. Deci atenție, penalități. Dacă ar fi să facem o compensare cu cea de guvernul și cu ce are populația de plată, cred că am fi undeva un echilibru aproape de 100%. Adică guvernul a compensat, datoria. Perfect. Mergem mai departe și spuneam așa. S-au avut niște investiții de către un italian, o firmă care acum în instanță, am înțeles că cere 15 miliarde, bani la bugetul statului, nu știu, 20 de miliarde. Sunt foarte multe miliarde pe acolo de plată și de asta s-a intrat și în insolvență. CEO acum are un contract cu SCE UATA MOTRU prin care în fiecare lună, prin act adițional, îl renuiește, adică nu mai dă fără bani cărbune. Anul trecut ne-am descurcat cu o firmă prin un domn din Germania, am mai spus-o. Aș vrea să vă citesc ceva care... Sincer, mie mi se pare atât timp cât trimesc către contribuabilul ăla de la Râpa, de la Ploșna, statele adiacente la acestui municipiu și plătesc taxe și impozite precum ar locui la oraș. Curtea de Conturi vine și spune, urma verificări efectuate pentru evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor financiare către bugetul general consolidat s-a constatat că SCE UATA MOTRU nu a declarat, înregistrat și a achitat taxe pe clădiri și pe taxe pe teren aferente bunurilor primite în administrare de la Consiliul Local al municipiului Mătru. Conform contractului de delegare, și aici îmi dă contactul cu număr, dacă cineva a interesat, să nu iau foarte mult din emisiune, contractul, numărul și mai jos spune, potrivit prevederilor articolul 249 alineatul 3 și articolul 256 alineatul 3 din legea numărul 571 pe 2003, potrivit codului fiscal, pentru toate terenurile și clădirile primite în administrare, societatea are, conform acestor norme, obligația de a calcula și achita la bugetul local taxe pe teren și taxe pe clădiri. Deci iată, domnule primar Hanu, poate intrați în direct sau domnul Dobrică, tot am văzut că sunteți și o să vă spun în seara asta un lucru care eu nu l-aș fi făcut în viața mea și nimeni cred că nu l-aș fi făcut din toți primarii din județul Gorj, că sunt vreo 70 de primari, din câte știu eu. Iată cum, ați, din punctul meu de vedere, ați înșelat bugetul local al municipiului Mătru, în condițiile în care noastră trimiteți fițuică pentru 1000 de lei sau eu știu pentru 10 lei și blocați conturile societăților și n-ați putut să... beneficieze, pentru că și UATA, Mătru, știți, are atâtea conducte, are puncte termice și are atâtea lucruri într-un oraș și n-au plătit nimic până acum la impozitul acesta de taxe și impozite locale. Mai mult decât atât, aș vrea să fac o dezvăluire. Astăzi am stat de vorbă cu un om de afaceri din municipiul Mătru, care chiar primăria municipiului Mătru a făcut o sesizare către ISU și aș vrea să-i felicit pe cei de la ISU. Bravo lor, iată că sunt oameni competenți pe funcții competente. I-a făcut o sesizare ca să închidă activitatea. De ce? Pentru că a ieșit în stradă și a spus și el că vrea altceva. Mai mult decât atât, l-a dat în judecată să-i spună că are niște stâlpi care i-a construit în interiorul clădirii. Deci cu ce se ocupă primăria municipiului Mătru? Deci nu pot să cred așa ceva, adică nu să vă ocupați de probleme care sunt reale, stau câinii pe stradă, nu mai avem bani de salarii, nu mai avem bani din 2012, oamenii care sunt profesori la țară nu ne dați banii, au hotărâri definitive, nu ne puneți în aplicare și dumneavoastră vă ocupați de chestii de astea în condițiile în care oamenii de afaceri o duc din ce în ce mai în acest municipiu. Deci am avut două lucruri destul de importante care, eu vă spun, sunt foarte multe lucruri care vor fi spuse în următoarea perioadă. Deci despre ce să discutăm? Despre oameni care nu sunt competenți pe funcțiile respective.
Nu mai spun de firme, de case și că la ora asta sunt o grămadă de, eu știu, procese în derulare prin care firmele care au construit prin municipiul Mătru, eu știu, câteva investiții, acele investiții care sunt, le numărăm pe degete, își cer drepturile în instanță. Deci, domnișoara Ina, sunt lucruri destul de grave care se întâmplă și nimeni până acum n-a putut să le spună, că vă spun și de ce. Și n-aș vrea să monopolizez, îmi cer scuze colegii de platou. Am văzut în ultima perioadă, aveam un prieten în Ungaria care are și are în continuare și a venit și modul, dar n-a fost ascultat, o fabricuță de microorganisme se numește, sunt 80 de tulpine de alge marine. Și de ce fac o comparație acum? Am văzut, ăștia erau cum eram copii, se puneau un borcan și se, eu știu, se mulțeau foarte repede. Așa se mulțesc acum și oamenii ăștia care intră în politică. Din 2012 n-am auzit oameni să vină să spună, aveau măcar pe Facebook, să facă un comentariu la ce se întâmplă în comuna lor, în orașul respectiv. Acum văd că vin, eu vreau la primărie, partidul meu este cel mai puternic, partidul meu este în stare să facă nu știu ce să facă. Deci oamenii ăștia se reactivează exact ca aceste microorganisme. Populația ar trebui să înțeleagă că atât timp cât 4 ani de zile ai stat pe tușe, n-ai vrut să faci nimic, n-ai vrut să muncești în cadrul niciunui partid, a, ești nou înscris într-un partid, jos pălăria, de atât că vin acum și ne dau lecții și ne spun că ei știu, am văzut chiar acum în ultima perioadă, spuneau că da, dom'le, am soluții pentru comuna respectivă sau pentru municipiul respectiv și el nici măcar nu știe care a fost bugetul comunei respective în 2015 sau 2014. Deci sunt lucruri care ar trebui și cred că oamenii au început să înțeleagă că acești oameni sunt niște farsori. Oamenii ăștia sunt niște politruci care, nu toți, n-am spus că toți, dar o mare parte din ei cu asta se ocupă, pentru că vă spun și de ce. Acum încearcă să treacă de la un partid la altul pentru că își pierd funcțiile. Bine, asta s-a întâmplat mereu, nu doar acum sunt... Acum aceste... cred că au... Nu au apărut acum aceste păsări migratoare politice. Au mai migrat ei și altă dată și, bineînțeles, continuă să o facă. Ce spuneți dumneavoastră, domnul Slapciu, a mai constatat Curtea de Conturi și la alte entități de stat sau cu capital preponderent de stat, pentru că s-a constatat următorul lucru. Curtea de Conturi a spus că la modul general mediul privat rămâne cu datorii la cei care le livrează anumite produse, deci la cei cu care lucrează. În general, mediul privat își plătește la stat toate taxele și impozitele, pentru că ei sunt luați prima dată la întrebări. Iar dosar penal, nu neapărat la întrebări. Companii, unități de stat sunt amânate sau, eu știu, sunt trecute cu vederea atunci când nu își plătesc la timp obligațiile, taxe, impozite, tot ce presupune activitatea. Și cred că se perpetuează și cred că banii se duc în continuare în niște găuri negre. Administrații publice locale, exact. Județene, centrale. Deci, în continuare, banii, și ați văzut și dumneavoastră, că proiecte mărețe au fost, dar România nu se poate dezvolta dacă dăm bani cu nemiluita și nemeritați pe proiecte pe care nu le punem niciodată în și valoare. Și dați exemple, că aveți în Târgu Jiu aici. Păi, dăm exemple... Apareciul, care este un lucru destul exact, de grav. Exact, dar vă dau exemplu și campusul în... Campusul de la Bârsești. Bârsești. Deci, pierdem bani și... Îi plătim din buzunarul nostru, că Uniunea Europeană așa ne-a zis. Dacă nu sunteți în stare să duceți proiectul la capăt, construcția respectivă, până se termină 2015... Trebuie să-l terminați în 2016, dar puneți banii de la voi din buzunar. Și asta știți de ce? Pentru că au încheiat foarte mulți, mă refer, n-aș vrea să generalizez acum, dar au încheiat contracte cu firme de casă prin contractul care l-au încheiat, n-au prevăzut că în momentul în care nu mai dai lucrarea la termen, să plătești tu ca și firmă care câștiga licitația. Deci, domnul Slapciu, de multe ori, și aveați dreptate că sunt și niște interese, de multe ori cred și eu că sunt interese externe, ca România să meargă bine. Și citeam astăzi un articol la Porțile de Fier. Firma elvețiană care a făcut reparațiile la porțile de fier le-a făcut atât de bine încât au început să apară fisuri și porțile de fier la ora actuală nu pot să funcționeze la capacitate. Mie mi-e dragă, spuneți asta, vă spun și de ce. Dăm-ne cărbune. Deci nu, dar vă spun bani, ca să vedeți, să spun că să vedeți în ce minuni se bagă statul român cu firme din astea care sunt aduse că l-am cunoscut eu la masă în Elveția. Că tot au venit. Da. Deci, Curtea de Conturi a constatat foarte multe, inclusiv a făcut următoarea constatare, că 90% dintre prefecturile din România nu au avut la finele lui 2015 afișate pe site
toate achizițiile publice și tot ceea ce au făcut ca și lucrări. Deci, uitați-vă să vedeți, 90% dintre prefecturi nu au avut transparență a cheltuirii banului. Contracte de întreținere a drumurilor, de dezăpezire și așa mai departe. Dar întrebarea se pune, și eu am mai pus încă o dată întrebarea asta, tot în emisiunea domnișoarei Irina. Dar de ce nu le dăm șansa tinerilor care sunt specialiști, pleacă, lucrează pe afară? Eu vă spun, știu foarte mulți tineri care lucrează în construcții și sunt foarte buni meseriași. Să-și construiască, tot au, știți, vine pe la o sumă anume, încredințări directe, să rămână banii în localitatea respectivă. Nu, vă spun de ce, pentru că sunt firme care lucrează în altă parte și ea nu pot deveni delatori foarte ușor. Pentru că ea știu cu ce se mănâncă aceste lucrări. Păi vă dau un exemplu, iar un exemplu destul de important și discutam de instituții. Eu vă spun un lucru și încă o dată revin, n-aș vrea să plictisesc. Curtea de conturi spune la modul ăsta: astfel, inginerul Corcoață Eugen, director general, a îndeplinit și funcția de președinte al Consiliului de Administrație, deși potrivit celor mai sus, acesta nu putea deține două funcții concomitent pentru... Deci nu putea două... Deci ăsta era și director al Consiliului de Administrație și manager. Adică eu comand, Doamne, uitați raportul Curții de Conturi. Da. Deci... Și mai grav este că n-am nimic cu acest domn. El încă a rămas la conducerea acestei societăți. Deci omul ăsta îi spune Curtea de Conturi: mă, băiatule, tu ești, n-ai voie să mai... Adică du-te acasă, du-te, plimbă-te. Adică tu ești președintele Consiliului de Administrație și tu ești manager pus de Consiliul. Domnule Slapciu, da. Oamenilor acestora li s-a permis până acum. Sau dacă nu li s-a permis, și-au permis singuri. De ce? Pentru că ei au stabilit niște reguli. Dar domnișoară, ăsta e încă, sunt ei companii au fost sau cei entități care, de stat și la cei stat care se poate au controlat. Orice. Domnișoara Stoian, merge, nu merge treaba, ești pe profit sau ești pe deficit, important este să cocoloșești acolo lucrurile astfel încât oamenii tăi dragi să rămână acolo și eventual să fie și bine plătiți. Și gândiți-vă, faceți comparație că poate unul dintr-o astfel de entitate nu muncește atât de mult cum muncește un om care și-a câștigat exact dreptul de a conduce o societate. Exact. Dar vă spun un lucru și mai important, adică după ce că face această mișcare care mi se pare destul de ilegală, vine și spune, domnule, conform OUG, numărul 109, din 30-11-2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 14-11-2011, președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director. Adică, da, asta e ordonanța corporatistă, 109. Deci îi spune clar. Și iată că și la ora asta avem tot pe finul, sau știu, pe naș, fiind ce mai fică, la noi știți cum este, e un grad ăsta de rudenie și conduce orașul, dar iată unde l-au condus, că deja nu mai avem ce să mai conduce la urma lui. Că toată lumea spune că veți candida la motru. Păi, domnule, e o bancă fără bani în ea, adică nu mai are decât sertare, e goală. Da, bine, acum o să vedem până la alegeri că vor apărea cu siguranță și alte informații. Cert este că, într-adevăr, așa cum spunea și doamna Ciolocoi, Curtea de Conturi a descoperit multe, la multe instituții, unele din aceste instituții fiind chiar primării. De ce? Pentru că acolo sunt bani publici pe care primarul îi dirigează așa cum consideră de cuvință. Domnișoara Stoian, vreau să vă dau un exemplu și îmi pare rău că, uite, puteam să aduc pe tabletă să arătăm și celor care ne urmăresc. Astăzi am rămas uimită de o hartă cu țările din jurul României, inclusiv cu România, țări care au avut un anumit număr de turiști în anul care s-a încheiat și facem foarte mare caz că România se poate dezvolta din turism. Păi dacă nu avem infrastructură, dacă am până la nu știu ce muzeu, am un kilometru de asfalt la șosea națională și după aia am piatră sau piatră cubică sau am gropi, nu vine nimeni să facă turism. Și vreau să vă dau un singur exemplu. E păcat de țara asta, că o să vă spun și despre resursele naturale, că le folosim, dar nu ca să ne dezvoltăm noi. Le dăm la alții ca să trăiască mai bine. Deci, gândiți-vă așa, Bulgaria a avut 7 milioane de turiști. România 1,9 milioane. Polonia 19 milioane. Ungaria, cred că vreo, dacă nu mă înșală memoria, vreo 10 milioane.
Și ce să le arăt în Ungaria? Și ce să le arăți? Și iată că au reușit. Și iată că au reușit. Pentru că pe noi nu ne vin. Stați liniștiți, nu vă faceți în griji. În continuare, merge domnul Călinoiu pentru români. Da, în curând, în deplasare, o să ne promovezi litoralul așa cum am mai făcut rămâne și o să pentru vină români, pentru că ați văzut că sunt condiții destul de proaste și românii înghit că dacă nu își permit altceva, măcar 7 zile sau 10 zile la mare. Să știți că un sejur la Marea Neagră toate stațiunile în România este comparabil ca și prețuri sau chiar mai scump decât unul la Bulgari, pe litoralul bulgăresc, așa că foarte mulți merg acolo la noi în ultimii sunt ani. Pentru că, indiferent cine a venit, dacă au fost bine intenționați să ducă bani acolo, să investească, să renoveze, să reabiliteze, li s-au pus bețe în roate ca să rămână un dezastru. Aici și doamna Grapini și ne-a făcut că suntem un popor de... Exact. Și atunci am rămas cu ce? Unde să-i duci? Să-i duci cu căruța? Știți ce este? Sau pe jos, pe oameni? Haideți să vă dau că n-avem. Scriau colegii n-avem de la canalizare, n-avem apă. Mi-au trimis un mesaj și spunea foarte clar și chiar are dreptate. Ministerul Finanțelor Publice s-a împrumutat deja de 3 ori de la bănci în prima săptămână a anului să completeze bugetul de stat falit. Deci n-au trecut nici 3 săptămâni și ne-am împrumutat de 3 ori. Unde vom ajunge? Eu cred că anticipez unde vom ajunge și noastră cred că știți foarte bine, cred că și n-aș vrea, cred, să ajungem prin 2008 sau când 2009, când a fost acea criză, în condițiile în care domnul Tăriceanu, în mintea dumnealui, duduia economia și a lăsat un deficit foarte mare, ca apoi să-l preia o altă guvernare, să-l aducă la, nu știu, 1,5% un profit. Deci ne împrumutăm ca să plătim pensii, știm foarte bine, ne împrumutăm să plătim acum pensii, privilegii, nu puteam pensii speciale. Haideți să vă spun, până în 2020, România nu va mai avea, deci dacă scăderea demografică a României este din 1990 până în 2015, scăderea mi se pare că a fost de 19%, scăderea demografică. Dacă mergem în ritmul ăsta, noi în viitor, eu și domnul Slapciu, că cred că suntem cam de aceeași vârstă, așa, cred că nu vom avea parte de pensii, deși am muncit, pentru că nu vor mai fi oameni în câmpul muncii care să asigure prin taxe și impozite, prin contribuții la stat, să ne asigure afară, și nouă. Deci vă spun clar. Nemților, spaniolilor, italienilor. Deci nu? Este clar că în acest ritm noi, da, chiar dacă am muncit o viață, nu vom avea bani de pensii. Dar nu vreau vom să avea bani. Un lucru că tot discutam de Uniunea Europeană. Ia gândiți-vă dumneavoastră cei care au, eu știu, societăți imobiliare, da? Câți bani câștigă acești oameni? Doar discutăm de pat în afară din România după ce ai ieșit, plătești patul, nu camera. Să ne înțelegem. Deci iată că oamenii ăștia din Germania care ne iau și din alte țări, o spun cu nonșalanță pentru că știu foarte bine ce se întâmplă acolo, și în Spania și în Italia, după ce că plătim și venim cu o brumă de bani în țară, mai plătim foarte mulți bani și impozit acolo, plătim și celor care plătesc la stat, probabil că acolo e o altă, eu știu, se întâmplă lucruri altfel. Și, cum spunea și noastră, prin 2020 nu o să avem, pentru că salariile sunt mici, pentru că asta este investiție. Cei sunt care pleacă în străinătate preferă să-și formeze familia acolo, copiilor să ia cetățenie, au și protecție. Dacă ați găsit un loc de muncă bun. Ba da, deci și au și protecție socială, acele state au și protecție socială și pentru copii au... și pentru familie, deci au o altfel de protecție socială. Nu vorbim despre norvegieni. Nu, deci vorbim în general. Deci au alte condiții față de ceea ce este aici și plus că se respectă valoarea. Dar, și da, ne întoarcem la valoare, da, la valoarea din noastră, România și la ceea ce înseamnă de fapt valoare și așa cum o percep și non-valoare, cum o percep țările normale la cap. O să ne întoarcem, bineînțeles, la modul în care domnii ajunși în anumite funcții fac ce vor, cum vor, că doar instituțiile publice, atâta timp cât le conduc, pot fi considerate moșiile domniilor lor. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.